și am clădit suportul. Și am zis, bă, cât să dureze, ca și timp. Am văzut, am experimentat și în salon, am văzut cam după cât timp un ucenic începe să prindă curaj. Și l-am gândit și am zis, bă, o lună mie mi se pare cel mai real. Și, adică de ce să stea 4 luni, de ce să stea 6 luni? În 4-6 luni cât am stat eu, adică, după 6 luni deja încep să faci tip, să produci bani. De ce să le fur câteva luni? Pentru că timpul este cel mai important. Și am zis, nu, într-o lună este de ajuns. Pentru că voi trebuie să vă obișnuiți cu mișcarea pieptenului, care în câteva zile o rezolvați, da? Și o să vedeți, după ce tundeți primul client, deja prindeți curaj. Deja după a doua tunsoare, deja de la a treia tunsoare, o să începeți să lucrați la timp și la detalii. Atenție, la detalii. Și am zis, bă, mai mult de o lună înseamnă că le-aș fura timpul. Acum foarte mulți, marea problemă vine în momentul în care mulți consideră că într-o școală trebuie să stai 4 luni sau 6 luni. De parcă timpul îndelungat îți oferă și informația corectă și te face să fii bun. Eu vă spun că nu. Mai ales în frizerie. A, dacă vorbim de coafor, și nici acolo. La fel, trebuie să mergeți în saloane, să vă angajați. Deja ar trebui să vă căutați. De ce? Pentru că veți începe ca ucenici, fără pretenții, fără salariu. Ucenici. Voi deveniți puternici acasă, când tundeți prieteni, prietene. Deci o lună de zile este de ajuns. De asta am vrut să vă explic. Nu timpul îți oferă neapărat și informația corectă. Nu. Oamenii din aceeași școală, dedicația lor și dorința de a face bine. Eu, Paul, Alex, Mihai, de când facem treaba asta, n-au ieșit cu toții frizeri. Vă spun cu mâna pe inimă, mulți ne-au și criticat. Cu răutate, adică... Dar n-a fost vina noastră. Eu nu stau să vin după fiecare în parte, să vă sun dimineața, tati, ai tuns ieri? Nu, păi ce faci? Păi e 11 ceasul și tu dormi? Nu pot să fac treaba asta. Vă vor explica și vă vor da toate secretele, vă garantez. Dar să și meritați. Dacă unii dintre voi o să dedicați timp și ei vor vedea, o să vă spună și chestii mai avansate. Dar dacă ție nu ți arde și aștepți imediat să ieși la țigară și pe urmă vii înapoi și iar tunzi, e logic că o să-ți ofere atât cât îi arăți tu că poți. Thank you.